Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Dezbatere electorală astăzi, alegerile din decembrie se apropie. Discutăm cu un deputat din partea Partidului Social Democrat și un candidat la Camera Deputaților. Ambii mei invitați vor să ajungă acolo. Din dreapta mea, așezarea a fost absolut aleatorie înainte de emisiune, domnul Florin Gheorghe, candidat din partea PSD pentru Parlamentul României, Camera Deputaților și actual deputat. Bună seara, Bună mulțumim că sunteți seara, alături de noi. v-am găsit. Și domnul Dumitru Bădrăgan, președintele Partidului România Unită, PRU, candidat pentru Camera Deputaților. Bună seara, Bună domnule seara și vă mulțumesc pentru invitație. Bădrăgan. Bun, prima mea întrebare. A făcut un calcul de aritmetică, așa, de clasa a patra. 4 plus 4 egal cu 8, 4 partide. Domnule Bădrăgan, ați trecut prin... Este al patrulea dumneavoastră partid. Domnule Florin Gheorghe, este al patrulea dumneavoastră partid în care sunteți acum. Dacă nu mă șer, s-ar putea să greșesc. 4 cu 4 fac 8. Prima mea întrebare este adresată amândurora. De ce a fost nevoie să treceți prin 4 partide ca să ajungeți aici? Vă rog, dacă am început cu dumneavoastră și apoi schimbăm ordinea. Da. Într-adevăr, este destul de delicată această problemă, însă, ca să spunem adevărul, din păcate în România au mai fost și accidente de au ajuns președinți de organizații și președinți de partide, oameni care nu prea aveau ce să caute acolo. Și din cauza unor conflicte au apărut și aceste demisii, să spunem. Un accident, două accidente, două accidente trei au fost în accidente. Cazul meu. Două accidente și am preferat, decât să continui într-o stare conflictuală în partidul respectiv, am preferat să demisionez și să plec în altă parte. Când plecați din PSD? Probabil când o să plec acasă. Deci de plecat în altă parte nu am unde să mai plec, pentru că... Le-ați cam luat pe toate, mă scuzați că vă spun. Da, sunt un pic rău tăcios. Sincer, nu. Asta e adevărul. Trebuie să confruntăm realitatea. Luasem decizia să renunț la politică, însă a fost această ofertă venită din partea Partidului Social Democrat. Domnul Liviu Dragnea a dorit mult să vină în echipa PSD și atunci am acceptat, să zicem, să mă înham la o nouă muncă, deși ca imagine vă dați seama că nu. Am înțeles încă ceva, o precizare. Din câte știu eu, venirea dumneavoastră în partid nu a fost foarte bine primită de colegi. Cum stau lucrurile în opinia dumneavoastră, de colegii din Constanța? Este exact fădos, să spunem, pentru că știți și dumneavoastră, știu și alții cetățeni sau politicieni locali că am o prietenie destul de strânsă cu actualul primar al Constanței și a fost și unul dintre motivele pentru care am venit în PSD. Domnul Decebal Făgădău, șeful de campanie al PSD în prezent. Șeful de campanie și astfel putem să lucrăm amândoi la proiectele pe care ni le dorim să le implementăm în orașul. Am înțeles, Constanța. Eu mă referam la colegii din partid, nu la domnul Făgădău. Am înțeles întrebarea dumneavoastră, răspunsul dumneavoastră, o relație bună cu președintele organizației municipale a PSD, nu? Parcă și da, este domnul Șogadău. Președinte executiv. Domnule Bădrăgan, 1, 2, 3, 4. Da, 1, 2, 3, 4, însă nu voi merge pe ideea accidentelor, țin la, măcar la permisul de conducere. Nu au fost accidente, a fost un prim pas la vârsta de 22 de ani în Partidul Democrat. Am fost președinte al organizației județene de tineret, secretar de pe departamentul imagine în biroul permanent național, am lucrat alături de oameni precum Duvă sau Sasu. La acel moment erau ceva mai tineri, pentru că vorbim de anii 1996-1998, un partid care la acea dată se poziționa pe centru stânga. Nu are nicio legătură cu faptul că se afla la guvernare. Efectiv, eram un tânăr care în timpul în care finaliza studiile la universitate, a dorit să facă și politică. Și am făcut-o. Și aici colegul meu știe că la acel moment, împreună în acel partid, puteam număra fără niciun fel de grijă peste 15.000 de membri la tineret, atunci când nu aveam internetul la îndemână și nu aveam telefoanele mobile așa cum le avem astăzi. Dar Dobrogea era ceva mai populată, probabil. După momentul plecării domnului Stelian Duțu din Partidul Democrat,
schimbări produse la nivelul conducerii centrale, plecarea domnului Petre Roman, sosirea domnului Băsescu. În Constanța, din punctul meu de vedere, s-a produs o ruptură și după 2 ani de zile de pauză m-am regăsit în Partidul Social Democrat, PDSR la acea dată. Nu pentru foarte mult timp, am făcut parte tot din organizația de tineret la nivel județean, împreună cu tineri care astăzi sunt la rândul lor deputați. După o pauză de, cred, 8 ani de zile, am înțeles să revin în politică, am revenit în Partidul Ecologist Român, am fost și președinte al Consiliului Național și președinte delegat pentru alegerile europarlamentare, am creat o platformă ecocivică, am spus la acea dată, și anume participarea oamenilor politici, cei din Partidul Ecologist Român, și participarea societății civile, inclusiv a unui jurnalist foarte bine cunoscut și la acea dată, domnul Radu Moraru. Iată că se repetă, la ora actuală avem partide care fac aceiași pași pe care am făcut noi în anul 2014, iar după alegerile europarlamentare am înțeles să pun bazele împreună cu Bogdan Diaconu, cu Horațiu Șerb, cu Vlad Hogea, regretatul domn deputat, cu Augustin Hagiu de la Federația Transportatorilor, să punem bazele unui partid nou, Partidul România Unită. N-ați trecut la PSD, așa cum a făcut Partidul Ecologist Român, a migrat în masă, Constanța, filia la Constanța. E decizia lor. Ai nevoie de un partid. Din păcate, așa cum spuneam și atunci, în domeniul pe care activează Partidul Ecologist Român, avem o șansă enormă, pentru că ecologia trebuie să reprezinte acea formă în care, la fel cum mass media este câinele de pază al democrației, un filon ecologist să fie acel câine de pază al deciziilor luate în Parlament. Ați renunțat la acest filon și ați trecut la un partid cu un filon mai degrabă naționalist. România Unită, și la acea dată chiar am lansat ideea naționalismului ecologist. Marine Le Pen la acel moment a transpus în Franța o astfel de ideologie. Au văzut-o probabil doar strict ca și un vehicul electoral, dar noi credem în aceste elemente și, drept dovadă, vedeți propunerile legislative privind interzicerea exportului de buștane lucrat. Vă întrerup puțin, o să revenim la inițiativele PRU și la ce vreți dumneavoastră să faceți acolo în Parlament. Mă întorc la domnul Florin Gheorghe. Aveți o activitate destul de îndelungată în Parlament. Ce mai vreți să faceți? Nu v-a ajuns atâta timp, domnule Florin Gheorghe? Îndelungată nu, că am petrecut 4 ani, sunt la primul mandat. Să spunem o activitate bogată. Bogată, spuneți dumneavoastră, eu nu o să spun asta, da. Da. 4 ani mi se pare destul de mult. Ce n-ați apucat să faceți în acești 4 ani? Păi vreo 2 ani de zile mi-a luat să învăț cam ce înseamnă Parlamentul, pentru că, din păcate, nu prea sunt mulți doritori printre colegi. Colegii mai vechi cu experiență nu sunt doritori să te învețe, cei care sunt tineri la primul mandat, și atunci trebuie să înveți singur mersul Parlamentului. Proiecte sunt multe, vă dați seama că în România în momentul de față nu putem spune că sunt toate lucrurile perfecte, că avem legi perfecte și nu mai avem nevoie de parlamentari, de parlament care să lucreze în continuare. Oricând există loc de îmbunătățiri, a modifica legile pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Ce vreți dumneavoastră să faceți în următorii 4 ani și nu ați apucat să faceți în acești 4 ani de zile? De exemplu, sunt proiecte pe care le-am depus în acest an, care au intrat în dezbaterea parlamentară destul de târziu, pentru că ați văzut și dumneavoastră, o săptămână lucram un anul până acum din cauza absenteismului, și sunt proiecte care cred că în viitorul Parlament ar fi benefice. Cum ar fi, de exemplu, am depus un proiect în luna septembrie pentru construirea de case în mediul rural, pentru ajutarea tinerilor să-și construiască o casă în mediul rural. Ajutați atât de autoritățile locale care să pună la dispoziție terenul, proiectul și utilitățile, și ajutați de guvern cu o sumă de bani pentru a putea ridica respectiva locuință. Înțeles. Unul dintre proiecte. Alte proiecte care se referă, de exemplu, la bazele sportive din municipiul Constanța. Stați că o să revenim la ele. Domnule Bădrăgan, dacă ajungeți în Parlament, ce vreți să faceți? Primul lucru pe care ați dori să-l faceți, care este?
În primul rând... Să nu spuneți casă în mediul rural, că a spus domnul Florin Gheorghe. Nu, voi încerca să găsesc o altă, o altă zonă de interes și anume vom încerca să impunem un mai mare control în ceea ce privește vânzarea pământului către străini. Este o problemă pe care, din păcate, România n-a rezolvat-o până în prezent. Am avut, după perioada de aderare, o perioadă de 7 ani de zile în care am putut aplica o interdicție a vânzării terenurilor către străini. După acel moment, însă, legislația... Nu putem avea o legislație perfectă. Întotdeauna legislația este perfectibilă pentru că ea se adaptează la condițiile socio-economico-politice ale unei națiuni. Și la ora actuală, atunci când peste 30% din suprafețele de teren agricole sunt înstrăinate către cetățeni străini, avem o problemă. De ce? Pentru că pământul, până la urmă, este o avere a statului și el poate fi dat eventual în concesiune, folosit de către entități specializate în producție agricolă, nu să vindem efectiv către oricine fără a exista minime interdicții. Și vă invit să mergeți în Germania, în Austria, în orice, în Polonia și să încercați să cumpărați o suprafață de teren fără a avea o calificare adecvată utilității pe care o are acea suprafață de teren. Poți să cumperi din punct de vedere legal un teren în Germania sau în Austria, oriunde în Uniunea Europeană. Pentru a face agricultură. Dar ai niște condiții pe care trebuie să le îndeplinești, să ai capacitatea de a investi. Să nu-l folosim doar ca pe o marfă care înțeles, să fie transferată de colo-colo. Și nu am înțeles. Deci nu sunteți de acord cu vânzarea sau nu sunteți de acord cu vânzarea în orice condiții? Nu suntem de acord cu vânzarea în orice condiții către străini. Deci sunteți de acord cu vânzarea, dar cu anumite condiții. Anumite condiții pe care să le îndeplinească cei care doresc să achiziționeze suprafețe de teren. De asemenea, mai avem o problematică, una care ține de Parlament, și anume modificarea legii spațiilor verzi. Stați un pic, sunt curios ce părere are domnul Florin Gheorghe despre această problemă. Vi se pare că este o problemă vânzarea terenurilor către străini? Pentru că sunteți în Parlament de 4 ani de zile. Ați identificat-o ca atare? Ideea nu este nouă, pentru că au mai venit și alți colegi parlamentari cu această idee să nu mai vindem terenurile către străini. Eu unul sunt de acord pentru a nu mai vinde, nu cu anumite condiții, pentru că cei care vin să cumpere în România, vă dați seama că sunt firme puternice care dispun de banii necesari pentru a face anumite investiții. Însă nu putem să ajungem, dacă în momentul de față, să zicem 30% din pământul arabil din România este deținut de firme sau cetățeni străini, nu putem să ajungem la un procent mult mai mare. Până la urmă, aceste terenuri, vorba colegului de platou, sunt ale statului român. Este o avuție națională, nu putem să ne batem joc și să vindem chiar așa orice teren arabil. Dar nu ne vindem țara, am mai auzit asta. Nu, haideți să vă uitați, ați văzut vreodată contracte prin care statul român a acordat, a proprietărit pe cei care au venit în Dobrogea? Nu, am discutat ieri despre acest subiect, nu le-am văzut efectiv. Da, nu. Sunt contracte în care exista obligația de a fi folosite, de a avea o destinație agricolă și de a nu fi înstrăinate. Dau un simplu exemplu. Deci și la momentul acelei perioade, după, să spunem, la sfârșitul... 1878, da, sfârșitul... Actele pe care le-am văzut sunt după 1910, ei bine, aveau obligația de a conserva destinația terenului de a cultiva. Știți că nu mai suntem în 1910 și că da, suntem așa în 2016. Suntem într-un secol în care revenind cei 7 ani de după aderarea la Uniunea Europeană însemnau 7 ani în care statul român să sprijine cooperativele, să sprijine producătorii agricoli români, astfel încât să poată fi la momentul 2014, 1 ianuarie 2014, egalii cetățenilor europeni care dețineau terenuri în zonele agricole. N-ați văzut sisteme de irigații puse la punct, n-ați văzut sisteme de cooperative funcționale, n-ați văzut accesarea de fonduri europene pentru toate aceste domenii, astfel încât, uitându-ne la acea perioadă de guvernare, din păcate eram pe ultimele 2 locuri în permanență la accesare de fonduri europene. Deci țăranul român n-a fost la nivel de egalitate cu țăranul european. Tot cu WC-ul în fundul curții a rămas, pentru că nimeni nu l-a sprijinit, ba mai mult decât atât. Dacă mergem prin satele dobrogene, vedem faptul că nici măcar o umbră de animale nu mai are prin curte. E o retorică oarecum greșită. Știți foarte bine că s-au investit foarte mulți bani din partea Uniunii Europene către România în
inclusiv în dezvoltarea satului. Înseamnă că nu văd sistemul de irigații bine funcțional în Dobrogea și eu nu văd suprafețele cultivate, nu văd, recunosc că sufăr de această orbire bruscă, nu văd acele antrepozite de frig în care se poate fi depozitate. Au venit bani, nu că s-a făcut ceva cu ei. Au venit și unde s-au dus, ce am făcut cu ei? Pentru că este și vina politicienilor, care nu au făcut din păcate nimic. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să zic, ok, am greșit, veneau bani. Care bani? Vedeți că vina pe dumneavoastră, domnule Florin Gheorghe. Anul ăsta nu am atras fonduri, nu? Avem absorpție zero. Guvernul tehnocrat, zero, nu? Zero barat. Adică nu era zero, să știți. Da, era zero virgulă. Nu, am văzut niște cifre, chiar nu era zero. Cine a fost comisar pe agricultură? Un român adevărat, nu? Julien Cioloș. A făcut ceva pentru agricultorii români? Cât a stat PSD-ul? Suntem în noiembrie. Așa, după 1989 până acum, a făcut ceva PSD-ul pentru agricultură? Eu zic că a făcut, mai mult decât au făcut. Din cauza asta avem situația de orbire despre care vorbește domnul Bădrăgan. Adică nu există nimic în Dobrogea, nu există sisteme de irigații. Nu aici există. Are dreptate că nu le vedem. De ce e de vină Dacia Cioloș și nu e de vină PSD-ul mai mult? Pentru că nu au atras fondurile europene care erau destinate României. Într-un an de zile, PSD-ul le-a atras, a făcut Câți ceva? Câți bani a atras guvernul Ponta înainte să vină domnul Cioloș prim-ministru? Și unde sunt banii? Banii s-au investit în proiecte, că doar nu i-a luat nimeni acasă. Unde sunt banii investiți de domnul Ponta? Îi vedeți? În clipa în care vom fi în Parlament, vom avea și oameni în guvern și vom verifica unde s-au dus banii domnului Ponta. Dar vă spun, știți, nu putem reduce, e doar un an de zile. Un an de zile înseamnă 300 și ceva de zile, nu știu cât dacă s-a împlinit un an întreg. Da, sunt 300 de zile, peste 300 de zile, în care 48% dintre copiii români trăiesc zi de zi cu riscul de sărăcie. Știți ce înseamnă acest lucru pentru fiecare dintre acei copii? Pentru părinții care n-au cum să ajungă, pleacă din Siliștea până la Megidia cu copilul pe bicicletă, să ajungă acolo să-i cumpere ceva. Ați văzut copiii desculți la 45 de grade asfaltul prin Megidia? Prin Hârșova? Copii care n-au cu ce să se încalțe? Este și vina părinților, dar nu numai a lor, este vina sistemului. Pentru că n-am știut să avem un parteneriat primar, parlamentar, guvern, europarlamentar. Atâta timp cât am avut și un comisar european pentru agricultură, comparați doar regiunea rurală din Toscana sau de unde vreți dumneavoastră din Europa și orice regiune rurală din România. Vă ascult. Și încă un lucru, sunt 15 noiembrie și agricultorii români încă nu au încasat subvențiile la agricultură. Și domnul prim-ministru, care a fost comisar european și a fost și ministru al agriculturii, cred că înțelege foarte bine această situație în care se află agricultorii români. Și câte proteste au fost și câte reclamații și toată lumea spune acest lucru, că nu au intrat banii. Dar noi ajutăm. De ce? Pentru că probabil domnul Cioloș are un alt interes. Probabil își dorește mai mult ca agricultorii francezi să o ducă bine decât cei români. Nu știu. E o idee. Din moment ce banii sunt, de ce guvernul nu își face datoria față de oamenii acestei țări? Bun, nu știu și nu este domnul Cioloș aici să ne răspundă, așa că aș dori să trecem puțin peste subiectul acesta. Îl susțineți pe domnul Ponta, pe domnul Liviu Dragnea pentru funcția de premier, nu? Nu. Nu știu cine v-a spus PSD-ul, acest lucru. PSD-ul, am înțeles că mizează pe Liviu Dragnea. A pe cine ați vedea premier? V-am dat seama că Partidul Social Democrat dispune de mulți oameni competenți care ar putea să preia această funcție. Dar ca să nu existe discuții, am zis mai bine după alegeri, după ce câștigăm alegerile, atunci venim și cu varianta de prim-ministru. Vă simțiți confortabil în acest partid știind că președintele său este condamnat penal în primă instanță? Da, nu văd care este problema. Noi candidăm cu un program. Văd că ceilalți adversarii noștri politici, Partidul Național Liberal, au ieșit deja în față cu un candidat de prim-ministru. Până la urmă, alegerile parlamentare înseamnă o luptă de idei și de programe. Noi am venit cu un program de guvernare pe care oamenii să-l consulte și dacă consideră că este bun, să voteze Partidul Social Democrat. Am înțeles, trecem la dumneavoastră. Nu trebuie să votăm persoane, ci programe. De asta suntem politicieni și mergem în Parlament și ne-ați întrebat și pe noi doi
ce programe avem, ce proiecte avem pentru cetățeni. Haideți să trecem la al doilea dumneavoastră proiect, că v-am întrerupt. Cam care ar fi o a doua prioritate a dumneavoastră? V-am spus de bazele sportive din Constanța, da. Pentru că vedem alte orașe din România care au dezvoltat aceste baze sportive, le-au demolat, au construit altele noi, moderne, la standarde internaționale. Și este păcat că orașul Constanța, care dispune și de aeroport și de unități de cazare și practic îndeplinește toate condițiile pentru a organiza diverse competiții sportive internaționale în extrasezon, să nu dispună și de o bază sportivă modernă. Însă vedem și în acest caz, vorbeați și de legătura dintre parlamentari, primari, europarlamentari și așa mai departe. Eu, având un dialog permanent cu primarul municipiului Constanța, am identificat și această problemă legată de stadionul Farul, pentru că este principala arenă sportivă a orașului și ne dorim să construim în locul acestui stadion un stadion nou, cu o capacitate mai mare și la standarde internaționale pentru a putea organiza diverse competiții sportive. Am înțeles, mai avem 30 de secunde până la pauză. Acum 4 ani de zile vă doreți acest lucru? Construirea, da, unei baze noi? Da, eu am candidat și la Consiliul Județean, am venit exact cu aceeași temă. Proiectul, să știți că nu este un proiect făcut în detaliu, dar un proiect al noului stadion există. Deci n-ați avut timp 4 ani de zile să-l faceți în detaliu, mă scuzați. Păi să știți că un proiect să-l faci în detaliu costă. Așa că îl facem noi din bunăvoință și eu sunt inginer constructor. Că lucrăm... Am înțeles. Deci vă referiți la un proiect așa, bine pus la punct. Un, da? Să zicem niște schițe, pentru că un proiect, vă dați seama, trebuie aprofundat foarte bine. Nu? Dar de ce nu s-a făcut în acești 4 ani de zile stadionul? Cine a fost? Care a fost principala piedică? Principala piedică, Ministerul Tineretului și Sportului, care avea stadionul concesionat către o echipă de, echipa locală de fotbal, către o da, firmă, numai că între timp această firmă a dat faliment, stadionul se poate reîntoarce către minister, dar vedem că există un anumit blocaj. Și nici consilierii PNL nu sunt foarte doritori. Bine, asta fiind și o temă de campanie, pentru că dacă și-ar fi dorit binele sportului constanțean și a orașului, ar fi votat acel proiect. Am înțeles. Pentru trecere. Nici PNL-ul nu este aici, dar consilierii acestei emisiuni, colegii mei din regie, îmi spun așa, publicitate și revenim. Ne-am întors. Proiecte pentru Parlament, proiecte pentru Constanțeni, pentru România. Domnule Bădrăgan, spuneați ceva, vorbesc despre Registrul Spațiilor Verzi? Da, vorbeam și despre acel registru și în luna octombrie 2014 s-a produs o modificare pe care noi am considerat-o destul de gravă, pentru că prin acele modificări aduse la nivelul anului 2014 se interzicea, chiar dacă într-o localitate n-ai finalizat operațiunile privind Registrul Spațiilor Verzi, îți era interzis să mai cuprinzi în el suprafețele de teren retrocedate în urma aplicării prevederilor legii 10/2001, astfel încât practic te aflai în situația în care nu mai puteai cuprinde într-un registru zone pe care totuși destinația urbanistică ale orașului le privea ca și zone de agrement, parcuri, zone destinate practic amenajelor urbane între condominiile de la nivelul municipiului. Și în aceste condiții avem o primă temă, și anume abrogarea modificărilor aduse la nivelul anului 2014, astfel încât să conservăm ceea ce mai este verde în orașe, pentru că până la urmă spațiul verde înseamnă sănătate, înseamnă prevenție, înseamnă locuri de recreere pentru constanțeni și nu numai. Și e o temă pe care, dată fiind presiunea urbanistică asupra centrului orașului Constanța, asupra parcurilor din orașul Constanța, asupra zonelor verzi dintre blocuri, să reușim ca prin cadrul legislativ să o îndepărtăm. Să vedem orașele că se dezvoltă și pe orizontală. Avem șoseaua de centură, putem construi cu sprijinul primăriei, care are o obligație de a asigura utilități, de a creiona viitoarele drumuri către acele zone, de a realiza proiecte privind unități de învățământ și unități sanitare, să dezvoltăm orașul pe orizontală. E un prim efect pe care l-am aduce printr-o modificare rapidă pe care o urmărim în ceea ce privește cadrul legislativ.
Am înțeles. Vă propuneam la începutul emisiunii, domnule Florin Gheorghe, să vă gândiți la trei proiecte pe care le aveți pentru următorul mandat, care ar fi al treilea. Al treilea proiect putem vorbi foarte, foarte simplu despre reciclarea deșeurilor. Este un alt proiect pe care l-am depus în această ultimă sesiune parlamentară, care a intrat de-abia în dezbaterea Senatului, dar din punctul meu de vedere este foarte important și cred că România... O temă ecologistă, i-ați furat-o puțin domnului Bădrăgan. Da, a fost lansată și în 2012, da? Reciclarea. Ce presupune ea? Ați propus-o mai devreme? Am propus-o, dar am propus-o și ca o compensare raportat la taxele și impozitele locale pentru proprietatea imobiliară pe am care înțeles. Ai. Domnule Florin Gheorghe, vă ascult. Ce presupune? Deci proiectul presupune ca tot ceea ce vând acești mari comercianți să poată fi reciclat în general ambalaje, pentru că vedem cam 80% dintre marile centre comerciale sunt firme străine, o mare parte dintre produse sunt produse provenite din import, iar noi nu facem altceva decât ambalajele pe care le rezultă din utilizarea acestor produse să rămână practic în România, neexistând posibilitatea ca ele să fie reciclate. Prin acest proiect ne-am dorit ca aceste centre comerciale să-și organizeze singure centrele de reciclare a ambalajelor, materialelor care pot fi reciclate, chiar și din diverse construcții. Este un articol în proiectul de lege pe care l-am depus, care se referă și la materialele care pot fi reciclate din construcții. La o primă vedere mă gândesc așa, că toate aceste magazine vor avea cheltuieli suplimentare pentru a pune în aplicare prevederile acestei legi, cheltuieli suplimentare care se vor regăsi în prețuri mai mari, la raft. Noi vom plăti mai mult. Da, dar există posibilitatea ca, de exemplu, să fie o taxă pe sticlă, pe doză de aluminiu și așa mai departe. Taxă pe care poți să o recuperezi tu ca și client final. Pentru că ducându-le înapoi, recuperezi acea taxă ori în bani, ori în bonuri valorice pe care poți să le folosești ulterior în centrul respectiv. E bine, domnule Bădrăgan? Sună bine sau nu? Există astfel de proiecte și le vedem, chiar și proiecte private. E bine, pentru că avem nevoie, întrucât începând de anul viitor, date fiind directivele europene privind atingerea targetului de reciclare, s-ar putea să avem o procedură de infringement, să avem o amendă zilnică de câteva zeci, sute de mii de euro, astfel cum se întâmplă în Italia, dar haideți să ne gândim la faptul că directiva ne arată un lucru simplu. Aceste deșeuri, de fapt, sunt o marfă. Colectarea lor selectivă, chiar și de către marile grupuri internaționale de investiții, ne referim și la mall-uri, nu înseamnă neapărat numai o cheltuială, ci înseamnă venituri, pentru că ele pot fi distribuite către societățile specializate care refolosesc până la urmă acele cartoane, mase plastice, etc. Dar să nu uităm și faptul că în bunul stil românesc, deci avem nevoie de o lege mai clară și sancțiuni chiar penale. Uitați-vă în urmă cu 8 luni de zile ce scandal mediatic am avut privitor la sumele de milioane de euro luate pe raportări fictive. Pentru că există obligația de a atinge acest target, dar există și obligația parlamentarului de a stipula în lege care sunt sancțiunile până la dizolvarea acelui agent economic care îndrăznește să joace cu banii dumneavoastră. Pentru că procedura va veni și ne va afecta pe toți. La fel cum din buget pleacă banii în acea corupție a gulerilor albe, la fel și directivele europene vin, te ajută, îți dau modul de lucru în care s-a lucrat prin alte state europene, dar te și sancționează. Am înțeles, ca să nu rămână domnul Florin Gheorghe dator cu un răspuns, vă întreb așa, ce spunea mai devreme domnul Bădrăgan despre registrul spațiilor verzi și despre împiedicarea construcțiilor pe spațiile verzi, este o idee bună sau nu? Cum vi se pare? Cred că mai degrabă ar trebui să umblăm la legea urbanismului decât la legea spațiilor verzi, pentru că în momentul de față, din punctul meu de vedere, legea urbanismului este învechită și ar trebui o reactualizare a legii. Bineînțeles că în această lege putem include și ceea ce ar propune în această modificare a legii spațiilor verzi. Dar cred că mult mai corect ar fi să refacem această lege a urbanismului, care, mă rog, a rămas undeva la nivelul anilor 2000. Vedem că există o expansiune imobiliară, cel puțin în Constanța, în orașele foarte mari.
Așa, și cred că ar trebui regândită legea un pic. Un minut până la final. A trecut repede timpul. Mai avem un proiect, domnule Bădrăgan? Da, mai avem un proiect și ne referim în primul rând la creșterea demografică. Ne referim la alocarea de fonduri pentru dezvoltarea unui proiect privind grădinițe cu program prelungit și a unui sistem de after school pentru unitățile de școlarizare clasele 1-8. Și de asemenea ne-am referit, noi cei din Partidul România Unită, la creșterea alocației la un minim de 450 de lei, date fiind nevoile zilnice ale copiilor care sunt la școală sau nu, dar clar, raportându-ne la alocațiile copiilor din Europa, suntem mult în urmă. Am înțeles. A zis un minut. Aveți o întrebare pentru domnul Florin Gheorghe pe final cu un răspuns foarte scurt sau nu aveți? Recunosc faptul că nu m-am gândit la o întrebare. Aveți întrebări pentru domnul Bădrăgan? Nici eu nu m-am. A spus colegi la un moment dat. Ce vor pentru următorul ciclu electoral și haideți să recâștigăm încrederea în Parlament, să nu uităm, Parlamentul este esența democrației. Nu DNA-ul, nu doar guvernul, nu doar președintele. Votul pe care îl dai unui parlamentar contează în tot ce înseamnă legislație pe care o aplică cei pe care îi vedem aleși uninominal sau numiți uninominal. Probabil că sunteți de acord, nu? Sunt foarte de acord și chiar mi-a adus aminte Titi despre un conflict, să-i spunem, pe care l-am avut cu doamna Lucia Varga până să anunțe că vine candidat la Constanța din partea Partidului Național Liberal legat de șoseaua de coastă. Da, foarte pe scurt și nefiind aici. Nefiind aici, dar doamna care locuiește la Bihor spunea mie și colegilor mei constanțeni cam ce ar fi bine pentru noi. Bine, deci domnul Iulian Iancu unde locuiește? În București. Am înțeles, nu în Constanța. Dar n-a spus, pe listele nu pe ne-a spus să, ca să contrabalansez puțin discuția. Constanțenii. Da. Mulțumesc. Ca idee știa doamna de la Bihor ce vrem noi la Constanța. Am înțeles, se pare că există oameni aduși din alte localități în Constanța pe listele multor partide, nu numai PSD, nu numai PNL. Mulțumesc amândurora pentru prezența în emisiune. Și eu vă succes. Mulțumesc. Eu vă mai spun o dată, așa cum spun de fiecare dată, să mergeți la vot. Este important și să votați cu cine doriți. O seară excelentă în continuare.